Noi numim lotul ăsta Moșia. Și aici în deal avem via de la Moșia, care a plantat-o tata vreo 30-40 de ani în urmă. Și a exploatat-o cât a putut. Extras struguri, făcut vin, făcea must. Dar acum nu mai are cine să o îngrijească. El a plecat din viață, noi am plecat din țară. Și ne-am gândit să plantăm nuci. E unul aici pe hotar, pe care probabil îl urăsc vecinii că le face umbră. Dar eu o să plantez alții. Am pus 7 cuiburi la vreo 5 metri de vecinii noștri din deal în vale și acum o să plantez și din vale în deal. Tot vreo 7, 14, 15 copaci, dacă o să crească aici, să avem o plantație bună de nuci. Pentru noi veganii fix ce trebuie. Proteine, vitamine, fericire. Cam la distanță egală. Fac cuibul lângă tufa de vie, cum îi zicem noi. Am ales nuci dintre cele mai mășcate, cu coaja mai subțire, mai ușor de curățat, cu miezul mai bogat, și le-am plantat lângă tufa de viță de vie ca să nu fie călcate. Și mă duc mai departe. Arăt și vouă că se poate. În felul ăsta contribui, chiar dacă nu o să pot să vin odată în an să strâng nucile de aici, contribui la înverzirea plaielor. O să avem o mică pădurice aici de nuci. Asta nu știu ce, s-ar putea să fie tot nuci, vreun șoareci, vreun rozătoare au adunat nuci aici și au crescut. Dar o să le vedem. O să vedem dacă o să fie cazul. O să lăsăm unul, doi dintre ei până la prima roadă să ne dăm seama ce fel de nuci face, că altfel riscăm să adunăm niște nuci greu de mâncat. Se întâmplă să fie cu coaja foarte groasă și cu miezul foarte mic, ascuns în coajă, decât așa nu, că mai bine deloc. Mai bine astea alesă de mine. Am mai plantat și pe alt lot lângă iepurieni, acolo unde am avut livadă de prune și-au îmbătrânit. Am mai plantat și pe deal unde am avut vie la lutărie, cum îi zicem noi. Așa ne-au dat loturile separate una de alta. Pătrunjel. Și pur. Am mâncat și tata. Un fel de usturoi sălbatic. Avea el și o poezie obscenă despre pur, care rima cu cur, dar nu mi-amintesc ce spunea. Cred că aici, lângă pătrunjel și pur, o să mai plantez un nuc. ...10-15 cm adâncime ajunge. Și las solul afânat ca să iasă ușor mugurile. Nucușoara blondă.
o băgăm la pământul reavăn și negru, brunet. Lasă-i să se întorloace și să facă treabă bună. Și mergem mai departe. Din jungla asta să facem o livăduță. Mulțumesc lui Constantin pentru camera năzrăvană. Pot filma cu ea oriunde, și pe ploaie, și pe vânt. Trepiedul o pun pe pământ, ca să zic așa. Asta cred că e 10-a nucă. Aș putea spun câte două, dar parcă îmi pare rău. Că-s bune. Până în vale îți fac duzina. Cam aici următoarea. Dar e vie, de ce? Busuioacă, bostănoică, Lidia, cum îți mai zice. Și cu crengi o grămadă. Dacă anul ăsta nu avem ce curățe, viță lungă. I-am făcut loc. Sper măcar la primăvară să pot veni. Scurăț via să fac loc nucarului. Și o să verific dacă a ieșit. O să fac două munci odată. Dacă nu va fi pandemie. Băi, uite acolo unde lucrez eu. Aici e tot lotul nostru, că avem mai mult de jumătate de hectar, dar au pus un văr lucernă. Sper că când o să o taie, nu o să umble și la nucul meu de pe margine. Când o să termine el de exploatat pentru lucernă, lotul ăsta o să-l populez tot cu nuși. Că altceva nu mă duci capul. Brega și nuci, leacă aici chiar o spun două. Să vedem dacă a să crească amândouă. Că e posibil să nu. Să nu supraviețuiască decât unul. Și cam atât. Până la margine e loc. Încolo e departe până la următorul. Aici trebuie să fac ceva cu cireșul ăsta nervos. O să-l mai penesc cu vreme și după aceea o să-l înnădușă nucii. Și mi-au de o grijă de el. Am tăiat copacul și-o crescut tufarea în locul lui. Cireș nervos. Nici nu l-am gustat cum a fost vreodată. Bicla lui tata.